de mic. Nu mi-a plăcut să fac nimic, un cioorditor 100% vagabond de cartier. Mama îmi spune să nu ajung așa, o ascultam, dar niciodată nu făceam cum vroia. Mama mea, singura persoană pe care o port în suflet, ca pe o icoană am fost rău cu ea. Știu că nu mă ura și când totul mergea rău o ajutam. Chiar dacă nu mă mai privea, a continuat să mă iubească, pentru că mama a înțeles că nimeni nu poate să mă oprească. Eu am ciordit, am jepcărit, poate că și de asta multe rele nu m-au ocolit. Mă întreba de ce am făcut așa, atât de firesc, și dacă ăsta este felul în care vreau să trăiesc. Știu că viața este grea și eu vreau să ajung sus. N-am să uit de unde plec, că n-am să știu unde am ajuns. Mama, mama îmi spune mereu că sunt un șmecheraș. Mama îmi tot spune că sunt doar un borfaș. Toată lumea spune să îmi bag mințile în cap, dar mie îmi place banul și nu am ce să fac. Mama îmi spune mereu că sunt un șmecheraș. Mama îmi tot spune că sunt doar un borfaș. Toată lumea spune să îmi bag mințile în cap, dar mie îmi place banul și nu am ce să fac. Aveam aproape 5 ani când mama a divorțat. Ce înseamnă tată niciodată n-am aflat. Mama a făcut tot ce a putut ca să-mi fie mie bine, dar eu ca un prost o supăram fără rost. Întotdeauna o să-mi amintesc ce a făcut. Dar acum cât e greu, îi dau bani, o ajut. Și-ar fi dorit probabil să ajung un doctoraj, deși ea mă iubește chiar dacă-mi mă.